Salutare prieteni, bine v-am găsit pe canalul RED. În acest videoclip voi vorbi despre cele mai mari 10 baraje din lume. Dar înainte de a începe, nu uitați să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțel, ca să puteți fi la curent cu noile videoclipuri postate. Țin să precizez că postez aproape zilnic, vă mulțumesc și vă doresc vizionare plăcută. Unele dintre cele mai impresionante și importante lucrări de inginerie sunt reprezentate de baraje. Atât prin prisma dimensiunilor pe care le pot avea, cât și prin utilitatea lor. Construite de regulă paralel cu malul unui fluviu, lac sau al unei mări, barajul are rolul de a preveni pătrunderea apei pe terenurile situate în spatele său și de a genera energie electrică prin utilizarea hidrocentralelor. Este greu de spus care sunt cu adevărat cele mai impresionante baraje din lume. În funcție de criteriile pe care le iei în calcul, există mai multe moduri de a cataloga barajele. Cel mai corect dintre acestea este însă capacitatea rezervorului, întrucât această caracteristică este cunoscută încă din faza de construcție și reprezintă volumul total de apă pe care îl poate reține barajul la un moment dat. Există însă și posibilitatea de a clasifica barajele după volumul structurii propriu-zise a barajului sau după înălțimea acesteia. Însă aceste repere nu sunt la fel de relevante. De exemplu, un baraj poate avea un volum mare de material de construcție sau o înălțime generoasă fără să suporte o cantitate foarte mare de apă. Prin urmare, iată cele mai mari baraje din lume, în funcție de capacitatea rezervorului. Numărul 10. Barajul San Mexia din China, 65 de km cubi. San Mexia este un baraj din beton realizat pe cursul de mijloc al râului Galben din estul Chinei. Este amplasat în apropierea localității San Mexia, de unde vine și numele. Cu o înălțime de 106 metri, barajul a fost construit între anii 1957-1960 și a ajuns inclusiv pe bancnotele chinezești, însă mândria conducerii țării a fost lovită din plin. Barajul a avut nevoie de restaurare după ce acumularea sedimentelor în rezervor a generat mai multe inundații. Acest gen de probleme au continuat însă și după finalizarea renovațiilor, iar un hidrolog chinez care s-a opus public proiectului a fost trimis în închisoare. Numărul 9. Stația hidrologică Zeia din Rusia, 68,4 km cubi. Barajul Zeia, situat în Rusia pe râul cu același nume, are mai mult un rol economic, întrucât a fost construit între anii 1964-1975 pentru amplasarea a 6 turbine hidroelectrice. Cu o capacitate instalată de 1290 MW. Acesta generează în fiecare an aproximativ 5 TWh. Rușii au avut nevoie de peste 2 milioane de metri cub de beton pentru barajul, care la finalizare avea o înălțime de 112 metri. Numărul 8. Barajul Krasnoyarsk din Rusia, 73,3 km cubi. Tot în Rusia se află poziționat și barajul Krasnoyarsk, de pe râul Yenisei. Însă acesta are în principal un scop industrial, prin amplasarea 12 unități care generează în total 6.000 de MW. Barajul furnizează energie electrică pentru cele 3 fabrici de aluminiu cunoscute sub numele scurt de KRAZ. Rezervorul barajului acoperă o suprafață de circa 2.000 de km pătrați, iar înălțimea lui este de 124 de metri. Atât fabricile cât și barajul sunt deținute de Rusal, cel mai mare producător de aluminiu din lume. Numărul 7. Barajul Via C. Bennett din Canada, 74,3 km cubi. Cu o investiție de 750 de milioane de dolari, canadienii au construit barajul Via C. Bennett pe râul Peace din British Columbia. Cu o suprafață de 1773 km pătrați, barajul a condus la formarea lacului Williston și beneficiază de hidrocentrala GM Shroom, care are o putere instalată de 2790 MW. Proiectul realizat în perioada 1961-1967 a generat la perioada respectivă numeroase controverse, întrucât a necesitat realocarea unui număr mare de localnici și a avut efecte negative asupra mediului înconjurător,
Numărul 6. Barajul Buri din Venezuela, 135 km cubi. Barajul Buri este cea mai importantă construcție din Venezuela. Nu prin prisma dimensiunilor sale, ci datorită utilității sale. Are o putere instalată de 10.000 de MW. Hidrocentrala de aici asigură 30% din producția de electricitate a întregii țări, însă o parte din aceasta este exportată în Columbia și Brazilia. Construcția barajului a durat peste două decenii și a fost finalizată abia în anul 1986, iar în prezent există un proiect de modernizare. Barajul are doar 16 metri în înălțime, una dintre cele mai mici valori pentru barajele din acest top, însă în lungime măsoară 1300 de metri. Numărul 5. Barajul Daniel Johnson din Canada, 141,9 km cubi. Daniel Johnson este cel mai mare baraj din lume, construit pe baza unor arcade și a fost realizat pe baza a 2,2 milioane de metri cubi de beton. Are o înălțime de 214 metri, iar construcția lui a fost pentru a genera electricitate prin intermediul a două hidrocentrale cu capacitate totală de 2656 MW. Numele inițial al barajului era Manning 5, însă a fost botezat Daniel Johnson în memoria primarului din Quebec și inițiatorul proiectului cu același nume, care a încetat din viață chiar în ziua în care trebuia să inaugureze investiția. Numărul 4. Barajul Akosombo din Ghana, 150 km cubi. Poate părea greu de crezut, dar Ghana ocupă locul 4 în acest clasament cu barajul Akosombo, care a generat lacul Volta, cel mai mare lac artificial după suprafața ocupată, 8500 de km pătrați. Construcția a fost realizată în 5 ani pentru a furniza energie electrică în localitățile din zonă, însă numai puțin de 300.000 de oameni trăiesc în regiune datorită pescuitului. Numărul 3. Marele baraj Aswan din Egipt, 157 de km cubi. Aswan este un baraj de terasament construit cu scopul principal de a evita inundațiile anuale produse de râul Nil în zona localității Aswan din Egipt. În plus, o parte din apa stocată este folosită pentru irigații, iar constructorii au profitat de oportunitate pentru a produce și electricitate prin intermediul unei hidrocentrale. Barajul are o lungime de 3,8 km, la baza sa are un diametru de 980 de metri, iar debitul maxim al apei este de 11.000 de metri cubi pe secundă. Numărul 2. Barajul Bratsk din Rusia, 169 km cubi. Barajul Bratsk este unul dintre principalele simboluri ale Siberiei și a fost finalizat în anul 1967. Deținând pentru 4 ani titlul de cel mai mare producător individual de energie electrică datorită producției anuale de 22,6 TWh. Barajul a condus la formarea lacului Angara și a unui rezervor cu suprafață de 5540 km. Cu o lungime de 1452 de metri, barajul include la suprafață, adică la cota 125 de metri deasupra nivelului solului, o autostradă și o linie de cale ferată. Numărul 1. Barajul Kariba din Zimbabwe, 180,6 km cubi. Barajul Karima este realizat la granița dintre Zimbabwe și Zambia și a fost construit de o companie italiană între anii 1955-1959. Lacul Kariba, astfel creat, are o capacitate de stocare de 185 de km cub de apă și o suprafață de 5580 km pătrați. Scopul principal al barajului este producția de energie electrică, iar Zimbabwe și Zambia au fiecare câte o hidrocentrală de putere care funcționează independent. Barajul nu a fost însă scutit de probleme. În urma unor ploi torențiale, autoritățile au fost nevoite să elibereze cantități mari de apă din rezervor, care au condus la evacuarea a 130.000 de oameni.
Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut dați un like, iar dacă doriți să vizionați și mai multe videoclipuri de genul acesta, intrați pe canalul meu. Nu uitați să vă și abonați ca să puteți fi la curent cu noile clipuri postate. Țin să vă reamintesc că postez aproape zilnic și chiar aștept sugestii pentru noi clipuri în comentariile dumneavoastră.